Ultima zi a festivalului Neversea s-a desfășurat fără evenimente negative deosebite. Jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale. În ceea ce privește prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri, o persoană nu a putut intra la festival pentru că avea asupra sa substanțe interzise. Echipajele SAJ au acordat sprijin participanților în următoarele situații: contuzii, lipotimie, stări febrile, cefalee sau hipertensiune arterială. Nici o persoană nu a ajuns la spital.